Aflat în misiune în cartierul Găvana, un echipaj al poliției locale Pitești a depistat un individ care spărsese toate geamurile unui Volkswagen cu un ciocan. Surprins de oamenii legii, individul a devenit recalcitrant, a încercat să plece ignorând avertismentele polițiștilor locali. În cele din urmă, Dumitru Voicu, de 30 de ani din Pitești, a fost predat lucrătorilor secției 2 de poliție care au întocmit pe numele său dosar penal pentru distrugere. Descoperirea a fost făcută noaptea de luni spre marți, în jurul orei 3.40, pe strada Gheorghe Asachi, din cartierul Găvana 3, în parcarea blocurilor B6-B7. Polițiștii au descoperit un individ înarmat cu un ciocan ce făcuse țândări toate geamurile unui Volkswagen. Nu i rămăsese nicio bucățică de parbriz, lunetă sau laterale întreagă. Când a fost oprit de poliția locală, acesta a încercat să dispară ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat a fost în cele din urmă oprit și s-a cerut să se legitimeze. După o repriză zdravănă de înjurături, omul a dat din nou să plece acuzându-i pe polițiști locali că se iau de oamenii nevinovați pe stradă. Dus la secția 2 de poliție s-a aflat că Dumitru Voicu este recidivist, având la activ o condamnare pentru târhărie, iar recent a fost trimis în judecată într-un dosar de furt calificat. Cu toate că nu recunoaște faptul că a spart geamurile, ci că el doar se afla în trecere prin zonă, pe numele său a fost întocmit dosar penal sub acuzația de distrugere.